Auzindu-l pe Freddy, această bucurie este cu atât mai mare. Am început prin a vă spune despre Festivalul Lugoș Clasic. De la prima ediție și până la ediția 8-a, care se întâmplă acum în anul 2023, acest festival a fost inițiat, gândit și pus în practică de mezzosoprană Aura Twarowska, directora artistică al Festivalului Lugoș Clasic. Dăruire și cu multă generozitate a venit spre noi lugojenii și ne-a adus evenimente deosebite, evenimente care ne-au încântat, evenimente adevărate de cultură, de artă, de care avem nevoie. Această sală plină astăzi la teatru, ascultându-l pe Freddy, este o dovadă a celor spuse că în Lugoș Clasic atât oamenii cât și publicul știe să aprecieze și se bucură de evenimente de calitate. Normal, Freddy Stauber este cel care ne-a adus astăzi împreună în sala teatrului și Freddy ne spune că este farewell concert, dar cine știe? Cine știe? Despre cel mai recent disc Freddy Stauber, Native Ethno. Am aici un CD cu o dedicație la care țin foarte mult. Un gând bun pentru Neni din partea lui Freddy. Mulțumesc, Freddy! Freddy Stauber, Native Ethno, este un album frământat cu răbdare și pasiune, îndelung dospit și copt, apoi în furtuna sufletului, celui ce nu și-a uitat rădăcinile și le-a purtat și cultivat permanent în ființă. Muzicianul Freddy Stauber, născut la Lugoj, unde a simțit cu intensitate valul de entuziasm al tinerilor din anii 1970-1980, care s-au regăsit în ritmul și expresia dezinhibată a muzicii blues și rock. A fost membru al formațiilor Omicron, Logic, Stelele. A fost liderul unora dintre aceste formații. Ne oferă astăzi un album original, colecții de cântece inspirate și șlefuite cu multă migală. Acest nou capitol în biografia lui artistică a fost precedat și anunțat prin mai multe tentative de căutare a unei formule ideale în care să se regăsească, să se îmbine rock-ul cu muzica inspirată din resursele bogate ale folclorului românesc. Despovărat, spune Mimo Obradov, cel care a făcut o cronică amplă. Mimo Obradov este un cunoscut critic muzical, o persoană implicată în activitatea culturală și muzicală a Banatului și a Timișoarei. Mimo Obradov spune despre Freddy Stauber. Despovărat de obligațiile profesionale, proaspăt pensionar al statului german, a decis să abordeze un proiect care să-l reprezinte în fața unui public mai larg. Discul este distribuit deocamdată în regie proprie, dar intenția și dorința lui este de a apela la un distribuitor din România. Oferta discului este una generoasă. 13 cântece compuse, muzică, text, Freddy Stauber, înregistrate pe parcursul a 3 ani cu o serie de colaboratori cunoscuți și apreciați. O bună parte se regăsesc în conținutul muzical, este inspirat, nu preluat, din teme ce se regăsesc în folclorul românesc. Dominante sunt sonoritățile chitarelor electrice și acustice, printre care se strecoară sunetul celest al naiului. Aceste două elemente alăturate structurării melodice și ritmice ale compozițiilor contribuie la realizarea unei fuziuni line.